Ai vrea să auzi un cuvânt de la Dumnezeu? Realmente să auzi vocea lui Dumnezeu? Ai avut moment în viața ta în care ai simțit că ai vrea, doar dacă ai putea să auzi un glas, să auzi ceva, să-ți spună Dumnezeu ceva? Cu siguranță fiecare dintre noi am avut acele momente în care am vrut ca Dumnezeu să ne vorbească. Unii sunt așa de obsedați într-un fel de acest fenomen de a auzi ceva, încât până la urmă aud un glas, o voce, câteodată închipuită, de altă dată poate înșelătoare. Dar dorința aceasta de a auzi un cuvânt de la Dumnezeu, de a auzi că Dumnezeu îți vorbește, este absolut normală. Pentru că dacă ai intrat vreodată în contact cu Scriptura, dacă ai intrat vreodată în contact cu creștinismul, vei constata că Dumnezeu a vorbit. Și vei vrea ca Dumnezeu să-ți vorbească și astăzi. Duminica trecută, pentru cei care au fost împreună cu noi, am studiat împreună cum și faptul că ar trebui ca să fim, conform 1 Tesaloniceni, așa cum spune Apostolul Pavel, ar trebui ca să fim carismatici. Să nu vă speriați. Am învățat că a fi carismatic înseamnă nu numai a avea darurile lui Dumnezeu, care toți copiii lui Dumnezeu le au, dar am învățat că Apostolul Pavel ne poruncește ca să fim întotdeauna bucuroși. Și asta înseamnă, conform cuvântului bucuros în greacă, care este cuvântul care vine de la charis, de la dar, de la harul lui Dumnezeu, înseamnă a constata care este darul imens de mare care Dumnezeu ni l-a dat. Un carismatic, unul care este binecuvântat prin darul lui Dumnezeu, este unul care reacționează cu bucurie la darul lui Hristos pentru el. Și am constatat tot din Sfintele Scripturi, că felul în care ajungem ca să fim carismatici, în sensul pozitiv, nu în sensul negativ, este ca să constatăm întotdeauna prin cuvântul lui Dumnezeu unde am fost și ce a făcut Dumnezeu pentru noi, ce ne-a dăruit Dumnezeu. Am constatat că Iisus Hristos a spus că El a făcut tot ceea ce a făcut, ca bucuria noastră să fie deplină. Și am constatat că Apostolul Ioan, de exemplu, ne spune că tot ceea ce s-a scris, s-a scris ca bucuria noastră să fie deplină. Așa că este normal ca să ne dorim ca Dumnezeu să ne vorbească. Este normal să ne așteptăm ca Dumnezeu să vorbească și astăzi. Și vestea bună este că Dumnezeu vorbește. Dumnezeu nu este doar o idee, Dumnezeu este o persoană, Dumnezeu nu este doar un concept. El este o persoană cu personalitate reală care vorbește și care trebuie ascultată. Un lucru care nu este animat, un lucru care nu este real, nu trebuie băgat în seamă în felul în care o persoană trebuie băgat în seamă. Dacă eu mă duc și mă pun cu spatele la un afiș, afișul nu este ofensat că nu-l bag în seamă și că nu citesc și că nu iau seamă de ce este acolo. Dar dacă eu mă întâlnesc cu tine și tu începi și îmi povestești despre săptămâna ta, poate despre concediul tău fabulos, și eu mă întorc cu spatele la tine și este o problemă, pentru că tu ești o persoană care este demnă de comunicare, care este demnă de ascultare și Dumnezeu este o persoană care ne vorbește. Suntem în pericol de multe ori să reducem pe Dumnezeu doar la cuvintele Lui. Să tratăm pe Dumnezeu ca și fiind o carte. Dar Dumnezeu este o persoană care ne vorbește printr-o carte. Dumnezeu este o persoană a cărui cuvinte vin la noi prin Sfânta Scriptură, prin Duhul Sfânt. El nu este Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură este un geam, este o poartă care ne deschide ochii înspre Dumnezeu. Și dacă am redus Scriptura la fiind Dumnezeu, am făcut din Scriptură un idol și nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Sunt mulți oameni care citesc Biblia, sunt mulți oameni care memorează Scriptura, sunt mulți oameni care îți pot da citate din Scriptură, care nu L-au întâlnit vreodată pe Dumnezeu în Scriptură. Dumnezeu a vorbit. Spune autorul către evrei că Dumnezeu a vorbit prin proroci.
Modul principal prin care Dumnezeu a ales să comunice în Vechiul Testament a fost prin proroci. Dumnezeu a vorbit prin multe feluri, prin multe metode, dar metoda principală prin care El a vorbit în Vechiul Testament, și asta este bine pentru noi, pentru că avem înregistrate aceste comunicări ale lui Dumnezeu, a fost prin prorocii Săi. 2 Petru 1 cu 21 ne spune căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Așa că Dumnezeu a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci și El chiar a vorbit. N-a vorbit doar Isaia, a vorbit doar Ezechiel, n-a vorbit doar David. Dumnezeu a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci. Glasul Lui a răsunat prin Moise, glasul Lui a răsunat prin Isaia. Glasul lui Dumnezeu este Cel care a venit în contact cu oamenii prin vasele acestea care Dumnezeu le-a ales. Și El a vorbit nu doar odată, deși să vă închipuiți că dacă Dumnezeu ar fi vorbit în tot universul acesta, în toată lumea aceasta, în toată istoria omenirii, o singură dată, dacă Dumnezeu ar fi vorbit, ceea ce ne-ar fi spus atunci ar fi fost demn de ascultare și de închinare după voia Lui comunicată odată. Dar Dumnezeu în harul Său și în abundența Lui de dragoste ne-a vorbit în multe rânduri și în multe chipuri. Bunătatea lui Dumnezeu se arată față de noi, față de copiii Săi și față de omenirea aceasta în multe rânduri. Dumnezeu ne-a vorbit doar o singură dată și în fiecare generație El a vorbit, a revelat și a comunicat prin revelația Sa. Și nu doar că a vorbit de multiple ori, dar în multe chipuri. Dumnezeu nu ne-a vorbit într-un singur fel. Putea să ne vorbească într-un singur fel. Să ne trimită un singur tip de literatură, să ne trimită un singur fel de comunicare. Dumnezeu a vorbit prin cuvânt audibil, Dumnezeu a vorbit prin rugul de foc, Dumnezeu a scris legea Lui cu degetul Său pe piatră și Dumnezeu a vorbit prin prorocii Săi. În multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu a ales să comunice cu noi. Dumnezeu în felul acesta se asigură că mesajul Lui este clar și este abundent în așa fel încât cei care intră în contact cu El să înțeleagă. Dacă nu ai înțeles mesajul în Isaia, poate îl înțelegi în Psalm. Dacă nu ai înțeles în Psalm, poate îl înțelegi în Evanghelia după Ioan. Dacă nu îl înțelegi în Evanghelia după Ioan, poate înțelegi planul lui Dumnezeu în Roman. Dacă nu l-ai înțeles în Roman, nu știu unde îl mai înțelegi, că mai clar decât în Roman nu este nicăieri. Biblia nu trebuie descifrată. Biblia ne comunică în multe rânduri și în multe feluri ca să fie înțeleasă. Biblia nu este criptică, nu este un codex, nu este ceva mistic. Biblia este o comunicare clară a voii lui Dumnezeu în așa fel încât de la cel mai mic până la cel mai mare să putem înțelege voia lui Dumnezeu pentru noi. Noi o complicăm. Și o îmbărligăm. Dar Dumnezeu a vorbit clar. 39 de cărți în Vechiul Testament, 66 de cărți în total, în multe rânduri, în multe chipuri, El a vorbit și prin aceste revelații Dumnezeu vorbește și astăzi. Ca tare, dacă vrem ca să auzim glasul lui Dumnezeu, și dacă vrem ca să auzim un cuvânt de la Dumnezeu, avem la dispoziție abundența revelației în multe rânduri și în multe chipuri. Ce s-a întâmplat? Oare le-am epuizat noi pe toate? Oare am pătruns în totalitatea adâncimea mesajului Dumnezeu? Suntem deseori ca un om care se află în mijlocul pădurii și ne plângem că nu găsim un copac. Suntem orbiți de abundența, de bogăție, de comunicare din partea lui Dumnezeu. Și zicem, dar nu vorbește Dumnezeu. Autorul către Evrei spune că Dumnezeu ne vorbește și ne-a vorbit în multe rânduri și în multe chipuri. Dumnezeu ne arată, autorul către Evrei, că a vorbit în principiu în două etape. După ce a vorbit în vechime, prin proroci, în multe rânduri și în multe feluri,
La sfârșitul acestor vremuri ne-a vorbit nouă prin Fiul Său. Deci aceste două etape sau două ere principale este în trecut, Dumnezeu a vorbit prin proroci și acum, în zilele din urmă, a vorbit prin Fiul Său. Și Fiul Său, într-adevăr, este linia care creează o divizie în istorie, înainte de Hristos și după Hristos. Dumnezeu vrea ca să ne vorbească așa de mult și așa de clar încât s-a întrupat ca să comunice mesajul Său. Întruparea este diferența între a cunoaște despre cineva, într-o simplă carte sau o scrisoare chiar, și a cunoaște pe cineva. Când citesc despre cineva într-o carte, cunosc despre acea persoană. Dar când cunosc pe cineva, față în față, când am o relație cu cineva, eu cunosc acea persoană. Și Dumnezeu a vrut să asigure că noi îl vom cunoaște pe El, așa cum este El, încât nu doar ne-a comunicat vorbele Lui, ci Creatorul a devenit în formă de creatură, în așa fel încât să putem relaționa cu El. Să comunice cu noi în așa fel încât nu doar să cunoaștem despre El și să-L cunoaștem pe El. Să pot să-L cunosc pe Hristos în aceeași manieră în care îl cunosc pe Iuliu. Pentru că amândoi suntem în aceeași formă. Doar că Iisus este, așa cum spune Biblia, în totalitate a fost ca și noi, decât fără păcat. Dumnezeu s-a asigurat că mesajul Său, comunicarea Lui cu noi va fi desăvârșită. Și revelația Lui Dumnezeu față de noi, prin Fiul Său, este total superioară cu tot ceea ce a fost în trecut. Este superioară prin mesajul ei. În trecut, vedem în Sfânta Scriptură că am avut o revelație parțială. Am cunoscut în parte ceea ce Dumnezeu a vrut să ne reveleze. Iar acum în Hristos, Dumnezeu ne-a comunicat în totalitate planul Său de mântuire. Tot ceea ce trebuie să știm și tot ceea ce vom ști până când vom fi în prezența Lui s-a comunicat prin Iisus Hristos. Dacă este ceva care nu știm și nu ni s-a comunicat prin Hristos, nu trebuie să știm. Toți acești proroci și teologi și nu știu cum să le spun, care vor să știe mai mult decât ne spune Biblia, sunt niște fanatici pierduți în totalitate, dacă nu să spun mai mult, niște lucrători ai satanei. Pentru că a spune că vrei să știi ceva care Biblia spune că nu ni s-a comunicat. De exemplu, dacă fiul spune că despre acea zi nici el nu știe, nici noi, nici el, nu este treaba noastră. A spune că ei pot ca să ajungă la cunoașterea acelei informații este a spune că Iisus Hristos cel întrupat a fost incomplet. Ceva a lipsit din lucrarea Lui. Încât trebuie să vie Lazar Gog sau nu știu cine să ne comunice ce Hristos nu ne-a comunicat. Este blasfemie curată să spui că tu completezi ceea ce este revelația lui Hristos. De aceea prorocia, între ghilimele, de astăzi este blasfemie. Nu este doar o simplă greșeală, nu este doar o simplă eroare de teologie, este a face persoana și lucrarea lui Hristos incomplectă. Și ea nu este incomplectă. Este comunicarea desăvârșită a lui Hristos. Ceea ce apostolii au făcut în Noul Testament nu este că au adus ceea ce Hristos n-a adus, ci au comunicat ceea ce a fost Hristos. Ceea ce Hristos le-a dat prin Duhul Sfânt, ei ne-au comunicat nouă. Ceea când Hristos se înalță, înainte să înalță, le spune apostolilor că Dumnezeu Tatăl va lua din ceea ce este a Lui și le va descoperi lor, încât ca ei să comunice bisericii tot ceea ce Hristos a revelat pentru biserică. De aceea când apostolii sunt îngrijorați că ei nu vor ști cum să vorbească și ce să răspundă, Hristos îi mângâie și spune: stați liniștiți! Duhul meu, Duhul Sfânt vă va aminti, tot ceea ce v-am învățat eu. Ei sunt mesagerii care nu revelează ceva nou, ci îl revelează pe Hristos așa cum El a fost. Hristos este revelația supremă. În trecut am avut o revelație exclusivă. Vechiul Testament, în mare parte, a fost intenționat în principiu pentru poporul Israel. Deși nu doar.
Iar acum, în Hristos, Dumnezeu a adus un cuvânt care este adresat întregului univers. Toată lumea este cuprinsă în acest plan al lui Dumnezeu. În 1 Timotei 2:3, Apostolul Pavel spune în felul următor: lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește sau dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Hristos vorbește pentru toți oamenii, fără discriminare, nu fără excepție. Dumnezeu nu discriminează între țigan și român, între ungur și german. Să nu privește la fața noastră și vorbește în așa fel încât planul său de mântuire să meargă până la capăt și să-și formeze un popor din fiecare neam. În trecut am avut în principiu o revelație externalizată. O revelație care l-a confruntat pe om prin proroc. Acum avem o revelație care este din afară, dar este și lăuntrică prin mărturisirea Duhului Sfânt. Acum, așa cum spune Scriptura, nu mai este niciun mijlocitor între om și Dumnezeu decât Hristos. Ca tare a media, a spune că tu mediezi astăzi ca și proroc între Dumnezeu și om ca să comunice, este blasfemie. Hristos este cel care mediază. Și Duhul Sfânt mărturisește revelația care Hristos a adus-o în inima ta în mod direct. Avem o revelație lăuntrică. Cuvântul lui Dumnezeu este confirmat în inima noastră prin mărturia Duhului Sfânt. Ioan 15:26. Când va veni Mângâitorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Ioan 16:14. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi vouă. El este cel care ne descoperă prin cuvântul său. Nu alți oameni, ci El, Duhul lui Dumnezeu, are scopul de a mărturisi despre El. Este superioară această revelație care a venit în zilele din urmă prin mesagerul ei. În trecut am avut o revelație care a venit prin proroci. Într-adevăr, oameni al lui Dumnezeu și oameni inspirați de Dumnezeu, dar totuși oameni. Isaia a fost doar un om. Moise a fost doar un om. Dar acum avem un cuvânt de la Dumnezeu care a venit prin Iisus Hristos. Prin însăși Dumnezeu, El ne-a comunicat. Și El vorbește cu noi. Dumnezeu acum ne-a vorbit El însuși în mod direct. S-a întrupat, a trăit în mijlocul nostru și ne-a vorbit în așa fel încât să-L cunoaștem pe El și nu doar despre El. A vrea să te întorci înapoi la felul în care lucrurile erau în trecut, în care între tine și Dumnezeu există prorocul, este un pas înapoi, nu un pas înainte. Pentru că Dumnezeu, prin cuvântul Său, pune la dispoziție o relație față în față cu El însuși. El vrea să-ți vorbească direct. El vrea să comunice cu noi direct. Ca tare Dumnezeu ne-a vorbit, spune autorul către evrei, ne-a vorbit și ne vorbește prin Fiul Său. Fiul, și aici autorul începe și descrie în mod minunat pe Fiul lui Dumnezeu, Fiul pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor. Ce înseamnă tuturor lucrurilor? Înseamnă tot. Ioan 16:15. Tot ce are Tatăl este al meu, spune Hristos. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Ioan 5:27. Și i-a dat putere să judece întrucât este Fiul omului. Deci toate lucrurile sunt ale Lui și toată puterea și autoritatea este a Lui. Matei 28:18. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Toată autoritatea, toată puterea și tot ceea ce există este al Mântuitorului nostru. Fiul prin care a făcut și veacurile, spune autorul către evrei. Ioan 1:3. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El.
Un verset care, de exemplu, unor religii precum martorii le dă mult de gândit și multe probleme până acolo încât ei îl retraduc altfel în Biblia lor. Pentru că simpla întrebare este, dacă ei vin cu teoria că Iisus Hristos este o făptură creată și nu de fapt eternă, în aceeași fel în care Dumnezeu este etern, fără început și fără sfârșit, dacă toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El, cum poate El fi un lucru care a fost făcut? Apropo, ăsta este argumentul simplu care poți ca să-l pui în fața unui martor, încât, dacă sunt onești, trebuie să capituleze. Paranteză. Ei vor încerca, pentru că deși ei nu înțeleg zero limba greacă, nimic de genul, ei vor încerca ca să vină să argumenteze acolo, memorat. Ei au memorat, măcar atâta fac, ei memorează. O să zică, nu, nu, nu. Pentru că în limba greacă, acolo de fapt scrie așa. Știi ce fac? Du-te pe internet, scoate Ioan 13 în greacă și spune, ia, traduce și versetul ăsta, te rog. Păi, dar asta nu l-ai memorat. Deci tu nu știi greacă. Te rog, afară. Dar noi nici nu memorăm. Noi când știi, când fratele Mihai vine cu explicații din greacă, ăsta nici nu trebuie notat. Ba trebuie notat, pentru că sunt importante. Dacă vrem să învățăm și greacă, ar fi și mai bine, am putea face un curs de greacă pentru începători. Cred că ar fi poate un studiu frumos să-l ținem împreună. Greacă pentru întreaga familie, da? De la cei mici până la cei mari. Bun. Deci El este Cel care are totul și El este Cel care a creat totul. Coloseni 1:16. Coloseni 1, apropo, dacă vreți ca să citiți acasă, este cartea care răspunde la întrebarea de ce existăm cel mai clar. Întrebarea de ce există universul acesta este răspuns la această întrebare în Coloseni în mod minunat. Coloseni 1:16. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ. Cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. Universul acesta există nu doar creat prin El, dar există pentru El. De aceea universul acesta este așa de vast și noi suntem așa de mici încât să ne gândim cât de mare este El. Pentru că am fost creați și noi, cei care suntem mici și fără semnificație, și acest univers care este infinit de mare, pentru El. Este scena pe care Hristos a hotărât să-și manifeste slava Lui. Slava care se vede prin galaxii și slava care se vede prin viața mea răscumpărată în sângele Lui. De aceea existăm ca și copii ai Săi și de aceea există universul acesta pentru El și pentru slava Lui. El, care este oglindirea slavei Lui. Când privim asupra Domnului Iisus, de fapt privim în fața Lui Dumnezeu, privim asupra feței Lui Dumnezeu, privim față în față cu slava Lui Dumnezeu. Ioan începe Evanghelia sa într-un mod așa de minunat, spunând că cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi niște făpturi create din pământ, noi am privit slava Lui, o slavă întocmai, exact ca și slava singurului născut din Tatăl. De aceea s-a întrupat ca să putem să vedem într-un mod clar slava Lui Dumnezeu. Fiul care este, spune autorul către evrei, întipărirea ființei Lui. Dumnezeu s-a întipărit în Iisus Hristos. Domnul Iisus este Dumnezeu întrupat. Asta înseamnă întipărire. Este a transfera în totalitate dintr-un loc în altul. Toate atributele dumnezeirii sunt în Iisus Hristos. Nu lipsește nimic din Dumnezeu în Iisus Hristos. Este în totalitate Dumnezeu și în totalitate om, dar fără păcat. Pentru că El este Dumnezeu. Pavel spune în Coloseni 2:9, într-un fel așa de minunat, căci în El, în Hristos, locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Toată slava și toată gloria și tot ceea ce este minunat în acest univers, tot universul acesta care este incapabil ca să-l concep măcar în mintea ta cât de infinit de mare este și cât de frumos și cât de minunat și cât de bun și cât de perfect,
a locuit trupește în persoana Domnului Iisus Hristos. Câtă densitate de slavă și de minunăție într-o persoană. De aceea Domnul Iisus a putut să spună, de exemplu în Ioan 14 cu 7, dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Noi, oamenii, oameni ca și noi, au privit fața lui Dumnezeu. Oameni care spune Scriptura că dacă ar vedea slava lui Dumnezeu, ar muri, au avut posibilitatea în Hristosul întrupat să privească tot ceea ce înseamnă slava lui Dumnezeu. În Ioan 14 cu 8 spune, Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Hristos a fost în totalitate Dumnezeu. Nimic din atributele sau slava lui Dumnezeu nu au lipsit în El. El a venit și s-a revelat nouă în chip de om, în așa fel încât să putem înțelege cât putem noi să înțelegem ceea ce este El. Fiul care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Iisus nu este doar Creatorul, dar și Cel care menține toate lucrurile. Și dacă v-ați gândit vreodată la aceasta, că El este Cel care ține universul acesta pe oaltă. 1 Coloseni 1 cu 17 spune, El este mai întâi de toate lucrurile și toate se țin prin El. V-ați gândit vreodată, de exemplu, că nu există în acest univers, în mod real, ne gândim la obiecte solide, de exemplu, amvonul acesta. Este solid, ne gândim că e dintr-o bucată. El nu este dintr-o bucată. Amvonul acesta este creat din lemn, care este compus din tot felul de molecule, care sunt compuse din atomi, care între ele sunt legate cu niște legături invizibile și atomii aceia și toate molecule, neutronii și așa mai departe, nu-și permit să rupă legăturile care există, care sunt invizibile, ca să creeze lucruri care noi putem să punem și să le atingem. De la amvonul acesta până la clădirea pe care ne aflăm, planeta pe care ne învârtim în jurul Soarelui, universul acesta întreg, se ține la oaltă de aceste legături invizibile și Biblia spune că dacă Iisus Hristos ar spune un singur cuvânt, toate acestea ar dispărea. Universul acesta nu s-ar mai ține pe oaltă. Este puterea cuvântului lui Hristos care ține universul strâns la oaltă. Moleculele, atomii, subatomii, toate își fac partea și sunt strânse la oaltă pentru că Hristos le ține așa. La fel cum din nimic, printr-un cuvânt a fost totul, printr-un singur cuvânt de la Mântuitorul nostru, din totul ar fi nimic din nou. Un singur cuvânt din partea Domnului Iisus și tot universul nu ar mai fi. Și acest Dumnezeu, cu această putere, ne-a vorbit în persoană. Fiul, spune autorul către evrei, care a făcut curățirea păcatelor. El a murit, nu doar că s-a întrupat, nu doar că ne-a vorbit, nu doar că a trăit în mijlocul nostru, El a murit pe cruce pentru păcatele tale, dacă ești copilul Lui. El, Cel care a creat totul, a devenit creatură și a trăit o viață perfectă până la moarte pentru ca să realizeze curățirea păcatelor celor care cred în El. Niciun proroc, niciun profet nu poate spune așa ceva. În Evrei 2 spune, la versetul 17, prin urmare a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Altfel spus, Dumnezeu, ca să ne reprezinte în fața Lui, era o distanță așa de imensă între ceea ce este Dumnezeu și ceea ce suntem noi, încât nu era drept juridic ca El să fie reprezentantul nostru.
Și El s-a întrupat ca să devină asemenea nouă, în carne, în oase, dar fără păcat, să trăiască acea viață perfectă și să meargă ca și reprezentantul nostru la Curtea Supremă în fața lui Dumnezeu și să spună: Tatăl, Tată, uită-te la mine, eu sunt reprezentantul lor. Sunt ca și ei, în carne, în oase, în sânge. Am trăit o viață perfectă și am săvârșit pentru păcatul lor. Poți ca să iei jertfa mea, pentru că sunt ca și ei. Și el a realizat această jertfă minunată care a rezolvat problema păcatului odată și pentru totdeauna pentru copiii săi. Evrei 9:25 spune: și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși, ca marele preot care intră în fiecare an în locul preasfânt cu un sânge care nu este a lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată, o singură dată, ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Un argument mai bun pentru lucrarea definitivă a mântuirii decât acesta nu cred că există. Autorul către Evrei spune: înțelegi ce se întâmplă. El a venit odată, a săvârșit jertfa, ca atare el nu mai trebuie să depună niciun efort. Tot s-a terminat. Toată lucrarea este gata. Păcatul tău este șters pentru totdeauna dacă Iisus Hristos s-a jertfit pentru tine. El nu trebuie să vină de fiecare dată când se pocăiește cineva, pentru că de aceea se pocăiesc oamenii, pentru că El s-a jertfit pentru ei. Dacă ai beneficiat de sângele lui Hristos, ai beneficiat din totdeauna, pentru totdeauna. Și El a arătat această milă minunată prin faptul că s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Fiul care a șezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. După ce a jertfit pentru păcatele noastre, a fost înălțat înapoi de unde a venit să șadă la dreapta slavei lui Dumnezeu. 1 Petru 3:22 spune: care stă la dreapta lui Dumnezeu. După ce s-a înălțat la cer și a supus îngerii stăpânirile și puterile și a reluat rolul și menirea de unde a venit. Efeseni 1:19: și care este Hristos, care este față de noi, credincioșii, nemărginite a mărimea puterii sale, după lucrarea puterii tăriei lui pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești. Deci și-a îndeplinit lucrarea, după ce a jertfit pentru păcatele copiilor săi, după ce a plătit prețul să-și răscumpere poporul, să-și răscumpere biserica, să-și răscumpere mireasa, a fost înălțat și ridicat înapoi în slavă și în glorie alături de Tatăl, unde ne așteaptă și mijlocește pentru noi până în ziua în care vom fi împreună cu El. Întrebarea la toate acestea este: asculți tu cuvântul care ți-a vorbit Dumnezeu prin Fiul Său? Auzi tu glasul lui Dumnezeu prin revelația Domnului nostru Iisus Hristos? Sau am epuizat noi bogăția revelației care este Iisus Hristos? Pur și simplu poate ne-am plictisit de ea și vrem ceva mai nou, ceva mai la modă, ceva mai interesant. De-aia citim știrile. Se par relevante, se par curente și de-aia nu citim Biblia. Se pare că nu e relevantă pentru viața noastră de aici și acum. Astea sunt vechituri. E ultimul cuvânt al lui Dumnezeu. E ultimul cuvânt al lui Dumnezeu. Asta vrea să spună în versetul 2: la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul Său. Cele două etape de revelație directă a lui Dumnezeu s-au încheiat prin lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos și prin Sfinții Lui Apostoli. Vorbirea care a fost dată prin Fiul și mărturisirea asupra ei prin Scriptură este completă.
Dacă vrei să auzi glasul lui Dumnezeu, este în Sfânta Scriptură. Nu va mai fi un nou cuvânt. Va mai fi o completare, o schimbare, o adăugare. Pentru că Iisus Hristos, care este desăvârșit, s-a revelat în mod desăvârșit. Noi avem ideea că apostolii, în primul rând, au adus lucruri noi. Nu este așa. Apostolii pur și simplu au comunicat ceea ce Hristos a revelat. De aceea, de exemplu, în timp ce Biblia încă se scrie și revelația, canonul, se concretizează, Iuda scrie în 3 cu 3, prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților, o dată pentru totdeauna. Iuda, care dădea revelație, zicea, înțelegeți că revelația a venit odată pentru totdeauna, se numește Iisus Hristos. Eu acum vă învăț în mod inspirat încă o dată. Pavel, de exemplu, în timp ce încă scria revelație, spune că dacă vine altcineva și vestește o altă evanghelie, o altă evanghelie, zice Pavel, chiar dacă ar fi un înger de lumină, chiar dacă noi am luat o razdă și am venit să nu-i credeți, să fie anatema pentru voi, pentru că Evanghelia și Revelația a fost dată deja odată pentru totdeauna. Și ei, mesagerii lui Hristos, comunicau doar această revelație. Mesajul este același de fiecare dată. În Romani, în Efeseni, în Isaia, în Fapte, în Luca, în Ioan, în Apocalipsa, mesajul este Iisus Hristos. De aceea, când Domnul Iisus merge cu acei ucenici, zice că le-a deschis Scripturile și le-a arătat tot ceea ce era în Scripturi despre El. Toată Biblia este o carte care îl revelează, îl arată pe Iisus Hristos. El este Evanghelia. A adăuga la Cuvântul lui Dumnezeu sau a scoate din Cuvântul lui Dumnezeu este a-L face pe Hristos incomplet. Nu va mai fi un alt cuvânt. Pentru că cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Apocalipsa 22 cu 18. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta. Că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. Cuvântul a fost transmis prin Iisus Hristos, care este Logosul întrupat, și a fost înregistrat prin apostolii săi. Ei sunt martor ocular și înscris al Evangheliei care este Iisus Hristos. Și acest cuvânt este complet. Evrei 2 cu 2 spune în felul următor, că dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi? Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt, împărțite după voia sa. Asta a fost scopul apostolilor, asta a fost scopul minunilor, și asta a fost scopul darurilor miraculoase, să ateste revelația care este Iisus Hristos. Și de aceea nu mai avem apostoli și de aceea nu mai avem darurile miraculoase, pentru că revelația s-a încheiat, s-a atestat și oricine adaugă sau ia din ea este anatema. De aceea este o problemă fenomenul de prorocie modernă de astăzi. Nu că suntem noi mai fixiți și nu ne place să fim carismatici. Nu, ne place să fim carismatici. Să spunem amin și aleluia și să ne bucurăm în Duhul Sfânt.
ci pentru că a adăugat la cuvântul care este Hristos sau a luat de la cuvântul care este Hristos, este blasfemie împotriva Duhului Sfânt. Pentru că El s-a revelat și a comunicat Evanghelia prin Sfinții Săi Apostoli și a atestat acea revelație prin tot ceea ce a făcut Dumnezeu, prin semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Dacă astăzi există darurile acestea, felurite minuni, puteri și semne care sunt însoțite de un cuvânt din partea lui Dumnezeu, asta se numește Scriptură și Ioan spune că asemenea lucruri sunt blasfemie. Și Iuda spune că această credință, acest crez, această revelație a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. De aceea sunt, dacă vrem să folosim etichete, eu de aceea sunt cesaționist. Adică cred că aceste fenomene s-au oprit. Nu pentru că sunt necredincios, nu pentru că n-am suficientă credință să cred în aceste daruri sau minuni, ci pentru că am suficientă credință care mi-a dat-o Dumnezeu să cred cuvântul Său. Trebuie să avem mare atenție la orice fenomen, la orice fenomen și la orice întâmplare care nu ne întoarce spre cuvântul dat odată pentru totdeauna. Dacă Dumnezeu ar lucra astăzi o minune autentică, și lucrează minune autentică, să nu mă înțelegeți, faptul că darurile au sistat, faptul că nu mai sunt lucrători de minuni, faptul că nu mai sunt cei care au aceste puteri în mod constant, nu înseamnă că Dumnezeu nu face minuni. Dumnezeu face o minune de fiecare dată când un bolnav se scoală după masa operației, aia este minunea lui Dumnezeu. Dumnezeu face o minune de fiecare dată când te trezești dimineața. Și Dumnezeu face minuni chiar spectaculoase, de genul oameni care au cancer astăzi și mâine nu mai au cancer. Diferența este că aceste minuni nu mai atestă cuvântul lui Dumnezeu. Ca atare, ele nu sunt date mie în mod permanent. Să vă predic și după aia ca să vin și să vă spun, ok, acum am să vindec pe cineva, să vă arăt că eu am spus ceea ce mi-a dat Dumnezeu ca să vă spun. Și autoritatea mea constă în ceea ce deja a spus cuvântul lui Dumnezeu. Este a vă îndruma întotdeauna să vă întâlniți cu Iisus Hristos în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu într-adevăr ne vorbește și astăzi, dar este Duhul Sfânt cel care mărturisește în inima noastră despre Iisus Hristos. Mărturia este internă și nu externă. Duhul Sfânt este acel care ne întărește prin lucrarea sa. Ne întărește prin lucrarea în cadrul bisericii. Pavel spune în Efeseni 5:18, nu vă îmbătați de vin. Pentru că aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Și acum descrie cum arată niște creștini plini de Duhul Sfânt. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați, comun, plural, da? Congregațional, cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. În 1 Corinteni 12:7, Pavel spune în felul următor: și fiecăruia să-i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh. În 1 Corinteni 14:29 spune: cât despre proroci, aici e durerea din ziua de astăzi, cât despre proroci, acum atenție, să vorbească doi sau trei, să vorbească doi, aici nu suntem încă în conformitate, că avem numai un predicator, dar sperăm ca Domnul să îndure să avem mai mulți. Să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Ceilalți să judece. Și dacă este făcută o descoperire, și accentul în acest text întotdeauna se pune aici, pe descoperire. Descoperire. Ceva ascuns. Ceva ce știu eu despre sora Liliana sau despre sora Anca sau despre fratele Cristi. Dar priviți pasajul. Dacă este făcută o descoperire unuia care șade jos, cel din tâi să tacă. Fiindcă puteți să prorociți tot. Din nou, accentul vine aici. Descoperire, prorocie. Ok, aici e ceva unde descoperim. Dacă este, fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul, și acum este cheia textului. Unul după altul, pentru ca toți să capete ce?
Știți? Învățătură. Pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie îmbărbătați, pentru că duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Ideea textului din Corinteni nu este că dacă unul primește o nouă revelație, dacă unul primește o taină care Pavel n-a primit-o, ceva care Hristos n-a provăduit, și dacă unul este dat să vorbească despre înțelepciune din cuvântul lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, să-l lăsați să vorbească. Și dacă altul vrea să vorbească din cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu l-a învățat despre răbdare, să-l lăsați să vă prorocească. Dacă altul să vorbească despre mântuire, să-l lăsați prin puterea Duhului Sfânt să vorbească, pentru ca tot să capete învățătură. Pentru că este prin învățătura cuvântului Dumnezeu, care este aplicată în inimile noastre, că ajungem ca să fim mântuiți. Este prin învățătura cuvântului Dumnezeu, ne spune Scriptura, că ajungem să fim desăvârșiți pentru orice lucrare bună. Nu este prin tot felul de descoperire a secretelor tainice a Universului sau a vieții personale. Ci este prin cuvântul lui Dumnezeu, care este vestit prin puterea Duhului Sfânt. Este prin mărturia lui Hristos, care ne spune Ioan în Apocalipsa că este Duhul prorociei. Întotdeauna trebuie să corespundă cu cuvântul lui Dumnezeu, care a fost dat prin Iisus Hristos și înregistrat în Sfânta Scriptură, pentru că Hristos și Dumnezeu nu se contrazice, El este perfect și neschimbător. Însăși Hristos ne-a spus să veghem. Matei 24:24 spune că se vor scula Hristos mincinoși și proroci mincinoși. Vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus mai dinainte. Remarcați un lucru. Prorocul mincinos, dacă a proroci în mod principal înseamnă a prezice viitorul, prorocul mincinos nu este un pericol pentru biserică. Pentru că dacă vine cineva și spune, Ciprian, mâine se întâmplă cu tare. Cristi, mâine se va întâmpla cu tare lucruri. Și lucrurile astea se întâmplă. Și doar atât spune, el nu este un pericol pentru biserică. Dar motivul pentru care prorocul mincinos este un pericol este că prorocia falsă întotdeauna vine cu învățătură falsă. El vine și prorocește și spune, uite ce ne învață Domnul. Și încet, încet construiește o credință falsă într-un cuvânt care nu este al lui Dumnezeu. Dacă el ți-ar spune unde se duci mâine ca să câștigi 1.000.000 de euro și doar atât, n-ar mai veni cu nimic altceva. Dacă ar fi un om care în mod credibil și în mod repetabil ar putea să ne spună viitorul și n-ar avea pretenții să mai spună nimic altceva, nu ar fi un pericol pentru Biserica lui Hristos. Dar Satana nu operează așa. Satana vine cu o prezicere, Satana vine cu o mică minune falsă și după aia spune, hai să te învăț ceva ce tu nu știai despre ce înseamnă credința creștină. Și aici Hristos spune, atenție, că prorocii ăștia mincinoși ar vrea să păcălească dacă ar putea și pe cei aleși. Pentru că scopul lor, în adâncul lor, fie că unii știu, fie că unii nu știu, este să rătăcească turma lui Hristos. Asta este scopul lor pe această planetă. Stăpânul lor asta vrea. 1 Ioan 4:1. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh și să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Și Petru, în 2 Petru 2:1, are un verset care cred că este extrem de relevant pentru noi, cei care astăzi vrem să auzim un cuvânt de la Dumnezeu. Pentru că Petru, în 2 Petru 2:1, face o tranziție între vremea Vechiului Testament și vremea apostolică, vremea prorociilor, și vremea Noului Testament și vremea Bisericii. Și uitați cum pune Petru, problema este, cred că, cel mai relevant pentru biserica de astăzi. 2 Petru 2:1. În orod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi, în biserică, vor fi învățători mincinoși. Aici este esența problemei. Esența problemei este că cum în trecut au fost proroci mincinoși care au pretins că vorbesc pentru Dumnezeu, în biserica modernă sunt
și vor fi întotdeauna învățători mincinoși, fie că spun proroci sau nu spun proroci, fie că zică predicatori sau profeți. Dacă nu comunică cuvântul lui Dumnezeu, credința dată odată pentru totdeauna, aceeași Evanghelie care Pavel a zis că trebuie să fie neschimbată, dacă nu îl prezintă pe același Hristos și dacă nu îndrumă pe oameni spre Hristos în cuvântul său, atunci sunt mincinoși. Și acum uitați ce fac acești proroci, sau mai bine spus învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare. Vor strecura așa, numai cât de un pic. Erezii nimicitoare. Se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat. Și vor face să cadă asupra lor o pierzare nepraznică. Ce înseamnă asta? Se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat. Simplu. Ei vin și zic așa, eu sunt slujitorul lui Dumnezeu. Domnul meu, stăpânul meu este Iisus Hristos. Da? Să atestă cu Hristos. El este stăpânul meu, El m-a răscumpărat. Și un an zice bine, și doi ani zic bine, și după aia strecură câte o erezie, și după aia bagă câte o prorocie, și după aia bagă câte o bazmă, și câte o poveste, și câte o doctrină care n-a auzit-o nici Sfântul Pavel. Da? Până la urmă, de la punctul în care au declarat că sunt al lui Iisus Hristos, ajung până acolo în ereziile lor încât să leapădă total de Hristos cel care ei zic că i-a răscumpărat. Asta înseamnă. Până la urmă se dau pe față. Până la urmă un pustan, da, vine și spune dacă n-ai 30.000 de euro în cont este pentru că nu crezi. Deci n-a spus-o în prima zi când a început în slujire. Deci nu ne-a spus la început că este eretic 100%, nu doar așa un pic. De ce nu se spune pe față de la amvonul bisericilor care sunt eretice? Uite, noi asta credem. De ce le strecoară pe furiș? Pentru ca să inducă în eroare, încet, încet, pe cât mai mulți, până acolo încât ei să poată să se lepede pe față de stăpânul care ei zic că le-au răscumpărat și lumea să fie așa de indoctrinată și așa de saturată de învățătura falsă încât nici nu mai știu că ar trebui să fugă de asemenea lupi. De aceea se pot predica cele mai mari prostii și cele mai mari erezii în bisericile de astăzi, pentru că oamenii au fost condiționați încet, 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 încât nu mai pot recunoaște cuvântul adevărat. Și de aceea este nevoie, dacă vrem să fim într-adevăr carismatici, să prețuim darul lui Dumnezeu care este Iisus Hristos și revelația Lui care este Sfânta Scriptură și să mergem în mod zilnic să ne întâlnim cu El acolo. Nu doar să cunoaștem despre El, ci în Scriptură, prin puterea Duhului Sfânt, să-L cunoaștem pe El. Amin. Amin.